foc de glău. Din boabele de glău se face pâinea cu călimele slănite. V-am regăsit, micii mei prieteni, la un nou Bob de Grâu. Sunt Andreea Costa și astăzi vom vorbi despre o fată care, dintr-o orfană, a ajuns împărăteasă. Estera a fost o fată orfană care trăia împreună cu unchiul ei Mardoheu printre evrei robi din Susa, capitala Imperiului Medo-Persan. Părinții Esterei muriseră cu mulți ani înainte, pe când erau în Israel. Ahasveroș, împăratul perșilor, domnea peste un imperiu care cuprindea 127 de țări. În al treilea an al domniei lui, Ahasveroș a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Toți mai marii țărilor și ținuturilor din imperiu s-au strâns la el și au benchetuit timp de 180 de zile. În ultima săptămână a ospățului, împăratul a invitat la sărbătoare pe toți locuitorii din Susa, de la cel mai mic până la cel mai mare. Peste tot erau întinse covoare frumos colorate, legate cu funii subțiri de in și de purpură, de niște veriși de argint și de niște stâlpi de marmură. Toți aveau vin și mâncare din belșug. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor din palat. Amețit de vin și orgolios din fire, Ahasveroș a vrut să se laude înaintea tuturor bărbaților cu frumusețea împărătesei Vasti și a poruncit ca ea să fie chemată înaintea lui. Speriată de dorința împăratului și nevrând să fie umilită în fața bărbaților beți, Vasti a refuzat cu încăpățânare să vină înaintea împăratului. Ahasveroș s-a mâniat foarte tare. Memucan, unul dintre marii sfetnici ai împăratului, a zis: „Împărăteasa Vasti n-a greșit numai față de împărat, ci și față de toți domnitorii și bărbații din imperiu. Acum, fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să nu-și mai asculte nici ele bărbații. De aici se va naște mult dispreț și mânie. Este necesar, dar, ca Vasti să fie lepădată ca împărăteasă și cinsta și vrednicia de împărăteasă să fie dată alteia mai bună decât ea.” Împăratul a dat poruncă și Vasti a fost izgonită de la palat. După o vreme însă, împăratul Ahasveroș a părut rău după Vasti. Atunci, cei ce slujeau împăratului au zis: „Să se aducă înaintea împăratului cele mai frumoase fete din imperiu și împăratul să-și aleagă pe care va dori el de nevastă în locul lui Vasti.” Dintre toate fetele, împăratul a ales-o tocmai pe Estera, nepoată lui Mardoheu, evreul. Așa s-a făcut că Estera orfană a ajuns Estera împărăteasă. Dragi copii, vom vedea în episoadele următoare de ce această micuță orfană a ajuns atât de sus, ce rol a avut ea de jucat în istoria poporului Israel și cum s-a folosit Dumnezeu de ea. Până atunci, Andreea și Virgil Costa vă spun la revedere și vă așteaptă cu nerăbdare la un nou Bob de Grâu.
de glob să facă pâinea cu călămâie.